Potrivit ordinului, în cazul unui tren regio, prețul unui bilet la clasa a doua pentru 51 până la 60 de km ar putea crește de la 7,30 de lei cât este în prezent, la 7,50 de lei, în timp ce pentru un tren interregio pe aceeași rută, prețul unui bilet se va majora de la 14,10 lei la 14,50 de lei. Pentru o distanță cuprinsă între 301 și 350 de km, prețul unui bilet de tren la clasa a doua va crește de la 34,70 de lei la la 42 de lei, iar în cazul unui tren interregio pe aceeași rută, prețul unui bilet va crește de la 67,30 de lei la 71,50 de lei. Tariful de rezervare a locului va crește de la 3,3 lei în prezent la 4 lei. La trenurile interregio, prețul plătit pentru un bilet la clasa a doua va fi majorat pe rutele București-Brașov și București-Constanța de la 47 de lei la 50,5 lei, respectiv de la 58,2 lei la 62 de lei. Pentru într un drum de la București la Craiova, tariful va urca de la 58,2 lei la 62 de lei, iar în cazul unei călătorii București-Iași, un bilet va costa 94,5 lei de la 85,7 lei în prezent. Măsura de scumpire a biletelor de tren a fost justificată de șefii CFR Călători prin evoluția inflației din ultimii doi ani și majorarea unor costuri ale companiei de transport cu combustibili, energie sau piese. Ultima majorare de tarife a fost făcută pe 14 august 2011, Inflația din perioada august 2011-iunie 2013 a fost de 8,3%.